Bună ziua, prieteni! Am început iar cu construcțiile. Cine a luat lopata? Nu știu. Uite, se vede și de aici că e mai jos aici. Uite, după blană se vede. Acolo așa vine cu vederea, cu și noi așa, frumos, cu scurgere. Da. Ce faci cu o toniță? Barem să băgăm cimentul de aviorele mai tare, că Cătălin să înfrânte rău cu fetele acum la ziua lui Leuț. Să nu se rupe cimentul cu ei. Crapă ciment. Da. Uite cum o trebuie pe mine bucătarul să spar la betoane. Eu de ce să-i lasă gros cimentul? Că oricum trebuie la plată. Facem și noi prieteni pe aici așa câte puțin, că și cum e. Nu avem bani așa să facem dintr-o dată tot. Facem și noi așa câte puțin. Ia uite de aici. Ce? Am părul ăsta. Gata, lasă. Vreau să văd cum stă. Ți-am făcut câteva poze. E frumoasă ce era. Nu, ca să, că se vede trandafirul ăla spatele tău. O să pun la clip. Spargi-o mai încolo, că sare piatră în camera mea de la telefon și facem pagubă acum. Oh. Chiar în frunte mi-a sărit o pietricică. Da. Așa dacă sărea în camera de la telefon. Spargeam camera. Da. A spart cutuița la betoane de azi dimineață. Vezi că n-am mâncat nimic, nu mai pune mă la treabă. Ce
iau o pauză. Nu mă lasă deloc, Cătălin, să iau și o pauză. Nu mai pot, uite, de atâta treabă de azi dimineață. Mă, cât vine o gură de aer, nu-mi dai voie să iau. Cutuniță, așa e că e singura la bărbat. Trebuie să muncești și da. Până să mănânci. Da, și nu mâncai nimic, ca poate ca naiba din picioare. Lasă că mi-a dat rapurile alea de pește, cine le-a mâncat înainte? Bă, Cătăline, tu îmi faci aici poftă de mâncare, veni să mă duc să mănânc. Păi n-ai mâncat mai înainte pește, cum zici tu că n-ai mâncat nimic? Pleaștele alea de pe aici, cine le-a mâncat le mari? Cum e acum? Hai mă, Cătăline, prea de tot, bă, să râzi de mine. Uite, gata, muncim tot, aranjăm tot, toată curtea. Când o fi jumaia să văd toată curtea asta făcută hai, bine? Hai, repede, că trebuie să vină Nora. Da, Nora, să vinzi. Nora! Doamne ajută să vină! Facem scena la lăutar, să joacă Nora! Da, 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 să joace miresele! Ia! Da, dar va fi frumos aici, prieteni, o să vedeți voi cum se va usca aici și Neavio îmi va face aici, așa cum v-am mai zis, un grătar de ăla cu grămidă de aia sârbească, rustic, știți voi? Și ăsta grătarul plus cuptorul de pâine și plus o plită, frumos cum e la țară, știți? Ca să faci focul frumos, să gătești acolo. Numai așa să frumos. Stă artizanat, nu să și fac pâine acolo. Să ne întoarcem înapoi la viața de la țară, dragilor. Da, de la viața de la țară, așa cum zice Nadia. Așa e, hai că eu trebuie să mai bag aici. Viața de la țară de odinioară. Da. O să trec Neavio peste ăsta. Da, da. Vezi să nu treacă Rider. Lasă tu pe Rider. Să nu treci nici tu, nici Rider. Ce recurs, bă, da.
Nu-i problema, transportul e aici. Uite, auzi, avem transport special, Ileuțu. Da, 10 lei. Aaa, nu ne mai jucăm așa. Glumesc. Și noi să facem lucrare de miliarde aici. Zai, vor mai pe seară, nu mai. Auzi. Aici, aici. Aici. Așa trebuie, nu? Da, da, acolo și aici. Mai pui măsutele alea, unde nu?